Wow. Dar rămâna! Dar rămâna! Bună dimineața! Stai, palmasul s-a părăsit și pupăm în cântă. Comitetul de primire. Stai pe roz, nu? Roz e viața toată. Ce-mi place când ne ridicăm așa toți. Păi da, avem un motiv să ne talăm. Normal. Rochile, una alta da, pentru voi, noi. Da, eu ce credeți că am făcut? Ce ai făcut? Mm. O dimineață cu peripeții. Păi? Mi-am pus alarma frumos să sune. Așa. Zic că mai stau 5 minute. Știm noi alea 5 minute. M-am trezit acum, înainte să ajung aici. La 10 cât... minute m-au aranjat fetele, le mulțumesc. La cât te trezești de obicei în fiecare dimineață? Depinde, dar aseară s-a nimerit să merg prin centru vechi și... Centrul vechi ăsta distruge vieți centrul vechi. Nu cred că ești prea matinală, de fel, așa. Nu sunt matinală, mă trezesc dacă este nevoie. Dacă este nevoie, da. Uite, vorbeam cu Celia și ne uitam, Simona are copil. Copil, îi zicem noi copil, da, dar e un... mai domnul, nu? Da. Are 20 de ani. 20 de ani. 21. Mulți înainte! Mulți wow. înainte! Câți ani aveai când? 17 ani. 17 ani, da. Și relația, bănuiesc că ai început extraordinar de tânără cu soțul tău da. De pe vremea respectivă. A fost prima mea iubire, fost nu se uite niciodată. Și... clar. Și... câți ani ați fost am împreună? Am fugit de acasă, mă rog. Da, știm cu toții că a fost era o poveste destul aia. De... A fost cu peripeții, așa? Da. Și nu v-a da. Fost bine mereu. V-a fost și bine, dar v-a fost și greu. Da, dar prefer să nu mai aduc aminte de momentele urâte, pentru că, da. După cum știți, el nu mai este nu în viață este. Și mai bine să așa. Păstrez ce a fost mai câți ani? Câți ani ați fost totuși o familie? Aproape 6 ani. Aproape 6 ani. Da. Și apoi de la 6 ani până la 20 ți-ai crescut copilul singură, să înțeleg. Cu ajutorul mamei sau cine te-a ajutat să... Că știm și noi ce înseamnă după, să crești da, un copil. După ce am rămas așa singură, da, mama m-a ajutat. Hmm. Mama m-a ajutat pentru că eu eram foarte micuță și mi-era frică când îl vedeam că plânge, nu știam de ce plânge, când i-au dat dințișorii, nu cu aveam copil, experiență. Copil. Da, eram un copil cu un copil. Hmm. Stai seama așa. Unde e el acum? Ce face? Este în Canada. Auzi. Da, s-a stabilit în Canada. Mm-hmm. Este... foarte fericit. Mm-hmm. S-a îndrăgostit de o fată, o fată extraordinară. Canadiencă? De acolo? Este româncă, dar da, a crescut... E stabilit acolo. Da, e stabilit acolo. Mm-hmm. Și mai mult decât atât, el s-a însurat în Canada. S-a însurat! Da. S-a însurat lunile acestea și... Mm-hmm. Ai fost la nuntă? Nu a făcut... Îți dai seama ce mama soacră... Mama soacră, cum da. E Simona Trașcă, soacra? Chiar că... cum sună? Cum să zic, sunt foarte fericită pentru el. Da. Vorbiți des? Mi-a fost foarte greu când a luat decizia asta să plece. Am plâns, am crezut că, mamă, s-a terminat... S-a terminat lumea. Dar înțeles că mai bine am înțeles că el e foarte fericit acolo și știu și eu cum este cu dragostea și am avut noroc amândoi pentru că ea? Da, a plecat pentru ea. Am avut noroc amândoi pentru că această fată este extraordinară, da? Foarte îți place de ea, deci. Vai, deci. Deci o soacră mama soacră e bine cu Nora. O iubesc, da, o iubesc pe Alina, este o fată extraordinară. Și ei au și o poveste de dragoste foarte frumoasă. Eu știu că am muncit 2 ani în Anglia. Fii atent, Florin, ca să știi ce ai de făcut aproape când va veni vremea. Să ia fete inelul de logodnă pe care și l-a dat. Un an și ceva, dacă am. Da, aproape 2 ani. A pus bănuț peste bănuț ca să da, l-am ajutat și eu, dar el, la un moment dat, a vrut să fie independent. Și și-a luat bilet de avion. Apreciat. Fără să, ca eu să știu. A venit, m-a pus în fața faptului împlinit. Altfel nu merge la 20. Păi, a mai încercat el să mai plece. Am un frate acolo, în Anglia, și a vrut să plece la fratele meu. Nu am fost de acord. Până la urmă au făcut ei tot pe la spatele meu și a venit într-o seară și mi-a zis, mami, uite că vreau să plec așa să discut cu tine. A venit la mine cu un caiet studențesc, el cu tot ce planul lui și-l făcuse. Am plâns, am zis, gata, eu mor, nu se poate, îmi pleacă copilul, ce mă fac, e mic. Bine, nu era atât de mic, câți ani? Da, dar pentru mine... Pentru o mamă, pentru o mamă, va rămâne copil, zic eu din propria experiență, da. Ești mic la orice vârstă. Da. Aș reveni, da... Știți că am avut o traumă cu fostul soț la un moment dat când am vrut să divorțez și mi l-a furat și l-a dus în Liban și eu
toată copilăria lui am fost foarte protectoare și eu și mama mea. Nu-l lăsam singur absolut deloc. Mm. Wow. Îl duceam la și școală, luam de la școală. Și cum ai reușit să-l iei de la soț până la moment? După cât timp? După 9 luni de zile a făcut Dumnezeu o minune, pentru că știu că a fost o minune. Am fost la Iași, la Sfânta Cuvioasă Paraschiva. Mă rog, este o poveste foarte lungă. Dar da, m-a ajutat Dumnezeu și mi-am recuperat copilul. Nu mai credea nimeni, îți dai seama că îmi recuperez copilul de la arabi și băiat fiind. Da. Și Dumnezeu mi l-a dat înapoi. Eu știu că în cazul vostru a fost chiar vorba de violență conjugală și la noi în România, din păcate, sunt des întâlnite cazurile acestea în care femeile suferă și în care sunt lovite și în care li se pare normal, din păcate, să treacă prin așa ceva. Și poate venind din partea ta, care a avut experiență, le-ai putea da un sfat sau le-ai putea îndruma ce să facă într-o astfel de situație. Spunând cum nu mai suntem în vremurile alea, crede-mă. Deci femeia acum este cam egală cu bărbatul. Da, de ce? Că pentru că și ea muncește, este independentă, se poate întreține. Dacă nu primește afecțiune și este, nu este tratată cum trebuie, e greu, dar trebuie să plece și să-și ia alt drum în viață. Asta e părerea mea. Eu una nu aș sta cu un bărbat care s-ar purta urât cu mine. Atunci, da, eram copil, aveam o altă gândire și da. Ce am văzut acasă la mine, la părinții mei, consideram că e normal ca femeia să sufere, accepte. Să... Adică mi se păreau niște chestii foarte normale la... Acum 20 de ani. Deci tu ai suportat, practic ai stat alături de el în ciuda episoadelor violente. Da, pentru că mi se părea normal, firesc. Cumva. Adică nu mi se părea ceva wow, știi că mă mai... Și când ai realizat că e destul și că e timpul să mergi mai departe? Nu, eu am divorțat din altă cauză, adică, mă rog, știi cum e, că vezi un om așa, dar aparențele te cam înșeală. Da. Și eu, din copilărie, sunt foarte, foarte credincioasă. Și soțul meu, pe ultima, adică în ultimul an de căsnicie, mi-a impus să trec la musulmani. E? Și nu am acceptat chestia asta. Adică, ani de zile, el m-a luat de copil, m-a îmbrăcat cum vroia el. De asta, după ce am divorțat, eu mi-am făcut tatuaje, m-am vopsit, nu mai știam ce să mai fac. Că nu, practic, n-am avut o copilărie așa și n-am avut nici dreptul să fac chestii din astea. Da, dar nu am acceptat niciodată să trec la altă religie și asta m-a chinuit fost, foarte... Da, ăsta a fost adevăratul motiv, pentru că m-a chinuit foarte mult în ultimul an de căsnicie, la modul că, mă rog, sunt chestii care nici nu le pot spune. Nu se apropia de mine ca femeie, zicea că îl spurc, se purta urât cu mine. Dacă căsătoria între religii separate se poate, nu? Între două religii se diferite. Poate, eu consider că se poate, da, pentru că bine, avem eu un singur știu că Dumnezeu. Musulmanii consideră un păcat extraordinar de mare să îi impui... celelalte persoane, religia este un păcat foarte mare. Eu am fost câțiva ani cu un băiat de religie musulmană și niciodată n-a îndrăznit să-mi spună, să-i impună. Da, vorbea, dar nu ar fi îndrăznit pentru că el spunea, dacă este alegerea ta, ok, eu n-am dreptul ăsta pentru că e un păcat prea mare pentru mine să-ți impun lucrul ăsta, decât dacă tu-ți dorești asta cu sufletul tău. Ați văzut multe povești triste în zona asta. Tu erai și foarte tânără la vremea respectivă. Erau alte și nu vremuri, te gândeai, știi? Deci chiar erau alte vremuri atunci și... Da. În 2000, nu? 2000-2007. Da, da. În 2000 s-a întâmplat chestia asta, că în 2001 am divorțat. Nu am vrut să trec la altă religie. Chiar simt că religia mea este cea corectă și așa simt eu și nu am vrut să fac chestia asta. Singurul lucru care nu l-am făcut pentru el, că în rest am făcut ce a vrut el. Zi-mi în Canada când pleci după al tău. În Canada, nu știu, cred că o să vină fiul meu. Da? El, lui e dor de România și la un moment dat a zis că el vrea să se întoarcă în România. Deci, te convinge într-un an, doi, că e mai bine acolo. Au un plan să-și dea avansul la o casă și... Foarte bine. Zim dacă au copii în plan? Nu au copii. Adică și soacră, bunică, cu simțe așa un curs logic. În cazul în care o să fiu bunică, așa. Aș bucura pentru că îmi doresc nepoți, îți dai seama? I-am zis, uite care e treaba. Să-mi faci nepoți, dar să nu-mi zică niciodată bunica, să-mi zică Simo. Da, așa. Păi tu ai fost mereu o mamă și ești o mamă foarte tânără, vei fi și o bunică la fel de tânără, dar mai rar la băieți, că fetele, într-adevăr, se mărite, mai la 20 de ani. Da, să știi că... în general. Chiar sunt foarte binecuvântată cu un copil extraordinar de bun și cu minte și ea este
prima femeie din viața lui. Așa a vrut el, a fost alegerea lui. Și a zis că, mami, eu vreau să mă port foarte frumos cu cea care o să fie iubita mea sau soția mea, pentru că am văzut la tine cât ai suferit și... Mi-a zis, o femeie trebuie tratată frumos. Se poartă foarte frumos. El iubește, el știe cum ar trebui să trateze o femeie. Spune-mi dacă tu iubești în clipa asta și dacă ești tratată. Băi, ce întrebare ai, Ruxandra! E doar o curiozitate, așa, ca de la femeie la femeie. Hai și mâine cu mine. Ca de la femeie la femeie, că oricum nu ne vede nimeni. Nu e rămas între noi. Da, m-am îndrăgostit de cineva de... 2 luni și ceva și mă simt foarte liniștită în relația asta. Super, extraordinar. În sfârșit este un bărbat mai mare decât mine cu un an, pentru că se știe că na, nu știu. Eu am făcut întotdeauna numai ce am simțit, am fost foarte impulsivă și s-au nimerit foștii mei iubiți să fie mai mici decât mine până acum. Și acum chiar mă simt. Și băiatul ăsta e mai responsabil? Simți mai bărbat? Da, simt că în sfârșit, da, e bărbat, îți dai seama, e altceva. Ce vă place cel mai mult să faceți împreună? Orice. Orice, am înțeles, deci vă potriviți ca poate din toate orice, punctele da, de vedere. Nu mă plictisesc cu el... deloc, adică orice aș face cu el, mă simt bine. E bine să terminăm pe pozitiv. Pe pozitiv terminăm, vreau doar să întreb cum vede viitorul lor, pentru că dacă ești așa de încântată de relația asta, cine știe? Ce să zic, m-a sunat mama acum vreo 2 zile și mi-a zis, Simona, vreau să spun ceva, sunt foarte fericită pentru tine. Să știi că i-am spus preotului de relația ta, m-a luat de mână și n-am apucat să spun multe, m-a luat de mână și mi-a spus, este darul ei de la Dumnezeu, este... Sufletul e perechi. Da, așa este să fie. Și așa eu cred să fie, așa să dea Dumnezeu. Doamne ajută. Pe pozitiv încheie mai văzut. Și eu tot trebuie să-mi fac un compendiu din întrebările tale, că ai niște întrebări. Da, de la Simona, înainte de invitat, vreau să vă arăt o poză. Uitați în timp ce simt.